În spitale cu încălzire de la Radet, temperatura în saloane nu depășește 18 grade Celsius. În aceste condiții, medicii spun că se pregătesc cum pot pentru valul de ger anunțat pentru zilele următoare. La Institutul Matei Balș au împărțit pături în plus bolnavilor și folosesc alte surse de încălzire. Avem mai multe direcții de pregătire. O primă direcție este darea în funcțiune a centralei termice proprii a spitalului. Din nefericire, nu vom reuși să o dăm în funcțiune astăzi, mâine, în așa încât să prevenim acest val de fric. Mai avem nevoie de câteva autorizații. Dar, oricum, în iarna aceasta va fi funcțională. A doua măsură este distribuirea suplimentară de pături într-un pavilion care este încălzit strict cu cine furnizează Radetul. Iar pentru un al doilea pavilion care este în funcțiune în momentul de față, avem ventiloconvectoare care vor suplini lipsa de căldură. Au fost zile în care a fost frig, temperatura a fost în jur de 18-20 de grade. Temperatura este joasă. Evident că trebuie să stea permanent învelit. Nu trebuie să uităm că agent termic cu temperatură scăzută se reflectă și în apa pe care o primim la instalațiile sanitare. Deci înseamnă că apa va fi rece.